7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Ce învățăm din istorie? Asta ca să reușim în viitor. Toată lumea înțeleaptă, repetă același lucru. Cine nu-și respectă propria istorie, riscă să repete fazele cele mai proaste posibile. Asta încercăm să facem astăzi, să vorbim cu doi istorici de meserie, dacă nu cumva cei 25 de ani sunt un foarte bun manual de istorie, de civilizație, de economie, de orice vreți, de unde fiecare are ce să învețe, dacă este suficient de perspicace. Cu ce ne anume discutăm astăzi, aflați imediat. Și de la capăt. Cum se transformă viața cotidiană în istorie? Când începe viața noastră, care am trăit-o ieri, alaltăieri, să devină istorie, un bun al generațiilor care vor fi să vină? E o întrebare de actualitate acum când sărbătorim, consemnăm 25 de ani de independență, de căutarea independenței. Și am invitat doi oameni preocupați de istorie ca să-i întreb pe dumnealor dacă cei 25 de ani de independență fac parte din prezent, din actualitate sau deja din trecut. Și ce anume poate fi atribuit deja istoriei ca să se înscrie într-un proces istoric regional, global și ce va fi minor, provincial, episodic. Asta ne vor spune domnul Iurie Colesnic și domnul Victor Stepaniuc, ambii cu multă experiență de politicieni, dar de meserii istorici. Domnul Colesnic, dumneavoastră v-ați preocupat în mod special de sfatul țării, de vestigiile foarte materiale și instituționalizate ale istoriei. Putem spune că 25 de ani deja sunt un bun al istoriei, deja acolo se văd lucruri relevante, clare, despre istoria acestui meleag, acestei țări. Secunda cu care trăim noi acum, această clipă, deja devine istorie. Noi plecăm peste o minută și ea va fi istorie. În această minută sau în această clipă, cât istorie încape? 25 de ani este un termen foarte mic pentru istorie. Pentru că istoria se măsoară cu milenii. Sunt mii de ani care schimbă ceva. Noi am vrut în 25 de ani să trăim nu doar o viață de om, 25 de ani, dar am vrut să trăim istoria unui stat care se formează și care deja are finalitate. Adică era o idee utopică? Da, este o idee grăbită. Noi nu putem să trăim în 25 de ani formarea unui stat, consolidarea unui stat și finalitatea unui stat. Trebuie să fim conștienți de asta. În 1990 cineva mă întreba, o să fie unirea cu România sau nu o să fie unirea cu România? Și eu spun că, da, avântul e foarte mare în stradă, dar unirea nu o să aibă loc, pentru că pentru a se produce unirea, pentru a se produce formarea unui stat, e nevoie nu doar de evenimente, e nevoie de conștiință. Populația trebuie să acumuleze conștiință că ea este, are identitate, că ea este o populație care dorește ceva să schimbe și să aibă un destin. În 25 de ani noi n-am reușit să facem acest lucru. Deci noi am schimbat, avem cronologie, deci avem președinți, prim-ministri, ministri, guverne schimbate, parlamente schimbate. Am făcut tot formal. Partea formală a istoriei la noi este perfectă. Este greu cu partea a doua, cu partea nevăzută a istoriei, cu momentul formării conștiinței naționale. Noi n-am reușit să formăm. La ora actuală, pentru mine, Moldova seamănă cu un balaur. Un balaur care are trei capete. Un cap care se uită înapoi cu nostalgie spre Imperiul Sovietic care a fost și speră la revenirea acestui imperiu. Un cap care se uită spre România și vrea să revină la anul 1918 și are probleme ei. Și un cap în centru care speră că va realiza statalitatea acestui pământ între producționistul, ceea ce este foarte complicat. Și tot trei lucrează în diferite direcții și în această cauză cred că nu se reușește
formarea acestui stat ca un stat veritabil. Mergeam astăzi într-un autobuz, lumea era foarte agresivă, pornit împotriva paradei care va avea loc mâine. De ce? Pentru că nu are conștiință. Noi nu i-am format principalul acești oameni. Deci, și în 89 a fost această problemă, pentru că am folosit conștiința oamenilor pentru moment, pentru un timp foarte scurt. Dar n-am inoculat aceste idei pe timp lung. Ce este greșit la noi? Și ce n-am reușit noi să facem în 90, n-am creat un minister al propagandei. Un minister care se ocupe cu formarea acestor oameni. Chiar de cui cuvântul compromis? Dar să-l numim Ministerul Educației Patriotice, Ministerul Educației Umane, cumiți-l cum vreți, dar care trebuie să ocupe cu fiecare individ în parte și să-l formeze în cheia care noi dorim, ca acest stat, dacă vrem să facem stat, pentru că noi îi declarăm că facem stat. Domnule Colesic, dar asta nu e Orwell, nu e 1984? Nu. Big Brother? Este o necesitate, pentru că niște oameni care sunt aruncați dintr-o epocă în altă epocă, fără o orientare clară, numai cu lozinci de partid care trec din alegeri la alegeri și schimbate pe fiecare dată, noi nu putem forma o populație care să gândească. O să revin la imaginea Balaurului. Acum vreau să întreb domnul Stepaniuc dacă în acești 25 de ani avem deja o felie de istorie suficient de clară ce s-a întâmplat în 25 de ani sau încă e o nebuloasă, așa cum sugerează domnul Colesnic. Eu cred că avem istorie și înainte de cei 25 de ani, fiindcă statalitatea contemporană care noi o marcăm la 27 august este pornită mai de mult, mai anterior. Este continuitatea istorică de la 1359 și ceea ce spun eu este noua statalitate moldovenească care a apărut aici în o parte din vechea Moldovă, în teritoriul care când cineva îl numește Basarabia, care la 1917 a declarat ca o statalitate moldovenească, Republica Democratică Moldovenească. Acum noi avem după 91 independența practică acestui teritoriu, acestei populații și vedem foarte concret că statul s-a constituit. Statul într-un fel sau într-altul există ca o identitate politică, deci ca o identitate a populației, ca anumite elite politice, intelectuale inclusiv și așa mai departe. Este altceva în ce măsură idealurile care au fost atunci la 89, 90, 91 s-au realizat până acum și în ce măsură noi acei care într-un fel sau într-altul am pledat pentru independență și suveranitate. Și chiar ați fost la butoane, nu numai ați pledat. În 90, da. În 90-91 s-au realizat, am înțeles noi ce înseamnă să trăiești într-un stat independent, am înțeles noi ce înseamnă ca elitele care în perioada sovietică au stat în planul 2, elitele moldovenești au stat în planul 2, să vii în prim plan, la butoane, cum spunea dumneavoastră, și să încerci să dirigezi un stat și să-l dirigezi nu numai în interesul corporativ a birocrației sau a elitelor politice, dar în interesul masiv a societății. Pe că asta, probabil că ne-a reușit, adică a reușit elitelor politice și populației mai puțin. Este asta un prilej de a face niște concluzii la ziua de astăzi. Sunt absolut de acord cu domnul profesor Colesnic că încă nu am făcut toate pentru a conștientiza, pentru a schimba conștiința deci, socială într-un fel a populației, a face o educație civică. Nu trebuiește, practic, un minister al propagandei, fiindcă în toată lumea, domn profesor, chestiunea asta se face prin intermediul Ministerului Educației, prin sistemul educațional. Aduceți-vă aminte că orice reformă, orice revoluție și mare reformă care au fost petrecute în alte state s-a făcut de obicei prin reformarea și orientarea bine a sistemului educațional. Adică eu aici văd o mare problemă că noi n-am avut educație civică și noi n-am avut educație istorică. Ce am educat? Dumneavoastră aveți dreptate că noi avem populația ascendată în 3 balauri, poate în 4 chiar. Dar este și partea noastră de vină, în primul rând, ca intelectuali. Eu am în vedere elitele intelectuale.
ce face Academia de Știință, ce fac asociațiile intelectualilor, inclusiv universitarilor și așa mai departe. Adică ei astăzi nu promovează, în viziunea mea, ideea consolidării statale. Ei se ocupă cu proiecte foarte strani, unionisti, eu le-aș spune în mare parte. Eu văd, de exemplu, o mare problemă în această disciplină care se numește istoria românilor, cu atât mai mult că populația nu se identifică, majoritatea, ca români. Și era normal ca în Republica Moldova să există o istorie națională, adică care ar fixa cumva rădăcinile noastre vechi, identitare, da, puncte de vedere diferite. Că el în spațiu european se numește a preda istoria din punct de vedere a multiperspectivității. Adică este punctul dumneavoastră de vedere care trebuie prezentat, este punctul meu de vedere, este părintele de acasă care formează și el identitatea. V-ați născut într-o oarecare familie de moldoveni, români, bulgari și așa mai departe și părintele spune ia că tu ești după etnie, dar tu trăiești în țara care se numește Moldova, Franța, Statele Unite și așa mai departe. În acest sens ești moldovean, cetățean sau ești american și patria și flamura, adică drapelul, simbolurile și mai departe sunt asta. Lucrul acesta noi nu l-am făcut. Și atunci, dar când... de ce nu s-a întâmplat, domnul Stepaniu? Pentru că dumneavoastră pledați pentru istoria Moldovei sau limba moldovenească, dar în mod natural și firesc asta a respins-o. Intelectualitatea, strada, sistemul de educație, majoritatea profesorilor, inclusiv soția lui Dodon și așa mai departe. Deci lucrurile astea, în mod firesc, au fost respinse de societate. Ele nu au fost respinse de societate, fiindcă problemele respective nu pot fi respinse de deci doi oameni care au opinii diferite. Pe noi cineva, cu domnul Colesnic, trebuie cineva să ne judece. Și asta nu sunt intelectuali. Repet, aceasta este populația, nu sunt intelectuali. Noi avem mai multe state, când intelectuali la o anumită etapă au promovat alte deci, ideologisme, și la urmă, ei au fost respinși, ei au respins de istorie. Bine, noi avem 25 de ani, domnul Colesnic are dreptate, că asta e un termen foarte scurt prin istorie. Eu sper absolut că problema aceasta a educației civice, despre care dumneavoastră vorbiți foarte corect, ea trebuie realizată și ea se realizează la școală, în primul rând, în familie, la școală, în societate. Dar deci... despre istorie, domnul Stepaniuc, mie îmi place imaginea asta cu balaurul, eu aș merge mai departe, aș compara aceste capete, dacă vreți, cu niște bancuri de pești, care se compun din niște peștișori mici, dar ei se adună într-un banc și fac o formă, în aparență e haotic, dar de fapt e o comuniune. Sau, dacă vreți, stolul de păsări. Niciodată ei nu zboară cumva. Este organizarea, da? Așa e. Pe mine mă interesează dacă istoria asta de 25 de ani se constituie într-un banc de pești sau ăsta e un balaur chinezesc cu un cap în băț și înăuntru e boștură. Pentru că în 89-90 totuși era într-adevăr 4 capete, 2 capete, dar era într-adevăr bancul ăsta de vietăți care mergeau în spatele capului. Acum, din păcate, senzația este că e tot mai multă boștură în dărătul acestui cap care mimează estul, viestul, mijlocul, dar oamenilor, pardon, le este în cot tot mai mult. Habar nu au, de fapt, de viitor. Ei sunt preocupați de prezent. Și aici se produce marea ruptură, după mine. Anul 89, ce a fost? A fost o încercare de conexiune cu istoria trecutului, cu istoria veche, cu istoria identitară. Oamenii au mers în trecutul lor, la anul 18, au mers la anul 1859, au mers la 1848, au mers până la 1359. Deci s-a încercat deci, conștientizarea trecutului și a fost o perioadă foarte scurtă. Deci efectul a fost foarte puternic pentru primii 3 ani de zile, dar nu a fost suficient. Deci noi n-am continuat acest lucru. Conexiunea la istoria mare, la identitatea lui trebuie să fie. Individul trebuie să fie conectat la identitate. Noi am substituit, noi am redus istoria la anul deci, 18 încoace, la perioada sovietică care a fost mai bună, și în felul acesta noi am dus omul la o reducere a orizontului, i-am distrus orizontul. Vreau să spun un lucru. Riscul de a avea un stat boștor este foarte mare. Noi astăzi suntem într-un stat care are numai coaja oului din afară. Nu are esență. Pentru că omul care trăiește
el e prins în angrenaj material. Omului se dau niște repere materiale foarte mari care el nu poate să le atingă. Și ne lucrând cu omul, sau ne dându-i omului niște deci, încărcături spirituale, puternice, noi îl facem să el să fie dezorientat. Iarăși la istorie vreau să revin. Iată, domnul Stepaniuc pledează pentru faptul că există continuitate de la 1359. Ne place nou să ne spunem moștenitorii lui Ștefan, dar conștient tinerii astăzi nu vor să uite în hău istoriei, pentru că există riscul fiecare să-și aleagă borna kilometrică, țărușul de la care se trage identitatea lui, foarte arbitrar. În lipsa unei educații temeinice, în lipsa unor repere foarte clare, fiecare spune, eu mă trag din anii 60 sovietici. Domnul Stepaniuc spune, nu, duceți-vă până încolo. Căutați arborele genealogic în Evul Mediu. Și, iată, căutarea asta a marcajelor e riscantă, dacă sunteți de acord. Corect. Deci, la prima vedere, așa și este. Fiecare își caute punctul lui de reper. Dar ideea care vă întorc eu la ministerul care se putea să ocupe cu educarea individului, ministerul trebuie să formuleze o idee națională. Din această idee națională se tragă tot conținutul istoric de care este nevoie. Pentru că noi nu putem să fugim de ideea că noi suntem români. Eminescu a fost român. Mergem mai departe, Ștefan este parte componentă a istoriei românilor. Nu putem să scoatem de acolo. Deci noi vrem ori nu vrem, noi nu putem fugi de istoria noastră. Ca să scăpăm de golul istoriei, trebuie să însușim acest gol, să-l împlim conținut. Noi n-am reușit să facem asta. Noi am venit în anii 90, am dat istoria românilor, în 2000 am început să scoatem istoria românilor, să știm cu alte istorie. Populația nu înțelege de ce aceste mișcările noastre atât de rapide. Copiii care s-au format în generația până la 90 încoace, deja au un decalaj față de cei care au făcut în 2000. Dacă domnul Stepaniuc ar reuși să vă convingă că pilonul moldovenesc, pilonul ăsta de construcție statală în baza identității moldovenești ar putea coagula acest banc de cetățeni, da? Și ar evita boșturizarea. Dumneavoastră ați accepta? Nu o să fie asta, pentru că ideea cum moldovenismului este o idee fragmentară. Ea nu face parte din întregul istoriei românilor. Pentru că noi dacă mergem pe ideea un moldovenism, trebuie să aruncăm Ardealul. Ardealul care este originea formării Moldovei noastre. Da, de ce? Acolo s-a format, acolo e leagănul, în Marea Mureș. Ca doi istorici, da, de ce? Pentru că acolo... Cine a spus asta? Istoria noastră spune. Cine e autorul care a afirmat asta? Chiar cronicarii. Care cronicarii? Grigore Ureche luați-l și el vă spune că din Marea Mureș. Eu îl citesc pe Marele Dimitri Cantemir din descrierea Moldovei, lucrare care dumneavoastră o știți foarte bine, scrisă în limba latină. Și Cantemir scrie foarte concret că în secolul XIV, la 1359, deci moldovenii au revenit din Maramureș. Deci acest teritoriu, Molisdavia, în cronicul vechimei Moldovlahilor, da? Romanul Moldovlahilor, tot la Cantemir, este Molisdavia. Ce scrie despre Molisdavia Cantemir? Cantemir scrie că această denumire Molisdavia, adică Moldavia, exista încă înainte de venirea lui Traian în Dacia, înainte de venirea romanilor. Deci noi despre ce vorbim? Deci ce se întâmplă aici în platou? Se întâmplă exact ceea ce s-a întâmplat timp de 25 de ani. Corect. Pentru că istoricii polemizează între ei polemic. Unde se bate țărușul, dar între timp se ratează construcția statală, se boșturizează statul, ratăm economia. Și eu despre asta vreau să încerc să discut. Noi ne ducem să căutăm scheletele sau mormintele sfinte ale înaintașilor căzând de acord sau totuși convenim fraților, până ne lămurim cu trecutul, hai să vedem. 25 de ani sunt deja o istorie benefică, profitabilă în sensul vieții îmbelșugate a cetățenilor, construcții unor instituții absolut obligatorii, cum e grija pentru pensionari, pentru copii, mamele gravide, etc. etc.
Și eu în sensul ăsta vreau încă o dată să vă întreb, iată, cum putem noi, tot ce se întâmplă, bună oară, majorarea vârstei de pensionare sau plecarea masivă a oamenilor din educație în Italia și Portugalia și pustirea spitalelor și a școlilor. Asta e o istorie care noi pur și simplu trebuie să ne uităm la dânsa sau din asta să scoatem niște concluzii și să spunem, alo, domnilor politicieni, luați măsuri. Domnul Bătnar, dumneavoastră deci, abordați o problemă foarte delicată, adică o problemă care se discută nu numai la noi, dar și în alte state. Problema când vin istoricii în prim plan și ne leagă numai de trecut și se uită numai în urmă, că așa și se vorbește despre istorici. Aceștia privesc în trecut. Uneori este foarte greu să-i promovezi pe dânși în funcții publice și în politică, din cauza că ei de fiecare dată numai decât compară cu cineva și caută să uită în trecut. Noi am fost cu domnul Colesnic în această, și într-o funcție și în alta, și într-o capacitate și în alta. Eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră că privind în trecut, scriind lucrări, făcând cercetări și așa mai departe, domnul Colesnic face foarte mult și tot respectul față de dumnealui, fiindcă deși nu lucrează la Academia de Știință, dar merita el să conducă această academie. Dar asta e altă întrebare. În sensul acesta, desigur, paralel cu lucrul de educație civică, educație, cercetare, identitate și așa mai departe, noi trebuie să ne clarificăm în ce spațiu noi trăim, ce fel de sistem politic avem și ce țară vrem să construim. Și aici este o decizie. Și decizia este luată, domnul Colesnic, 25 de ani în urmă. Dacă se cere o altă decizie, atunci organizăm plebiscit național și mai decidem o dată. În unele țări, plebiscitele se organizează odată, printre altele, la 25 de ani. Ia că sunt niște probleme identitare, legate cu viața socială, economică și mai departe. Aveți perfectă dreptate că statul acesta boștură, despre care vorbiți dumneavoastră că el există, eu consider că el nu este stat boștură. El este un stat oligarhic. Este o republică bananieră. Asemenea state, domnul Butnar, vreau să vă spun că în lume sunt aproximativ 80-90 din cele 200 de la Organizația Națiunilor Unite. Deci noi am intrat în lista acestor state subdezvoltate astăzi. Deși imităm că suntem în centrul Europei, că lucrăm, că avem legături, că suntem susținuți, facem reforme, dar în realitate și noi am subliniat și probabil și în alte emisiuni și dumneavoastră abordați această problemă. Statul este boștor atâta timp cât nu este susținut de cetățeni, cât nu poate organiza viața economică, supraviețuirea cetățenilor. Fiindcă astăzi, majoritatea absolută a celor 3 milioane care trăiesc aici, nu trăiesc din contul guvernării și bunei organizări a agriculturii, economiei, ministerelor, guvernelor respective, dar trăiesc din contul gastarbeiterilor, din contul că și-au trimis copiii, soțiile. Adică pe cont propriu. Și așa mai departe, prin cont propriu. Mai mult ca atât, statul nu că îi sprijină cumva, dar statul face un singur lucru, colectează de la dânși impozite. Și acest stat nu poate fi numit stat social și el nu poate fi numit chiar stat democratic. Adică noi, marea problemă este că de la mișcarea aceasta democratică de la 89, 90, 91, declararea independenței, care indiscutabil că a fost un act democratic, adică a fost un act de autodeterminare, de aceasta e ab initio se consideră deci un act democratic. Mai departe, nivelul democrației, nivelul democratizării, el de fapt a degradat în mare parte. Aici noi am putut să analizăm ca istorici, da, acest proces, deci cum s-a petrecut și ca proces politic și ca proces social-economic și să vedem că anumite guvernări când au făcut privatizarea, idealul care a fost? Să îi împroprietărim și să le dăm posibilitatea oamenii cu inițiativa proprie să se îmbogățați. Pe de altă parte, nu am ținut cont, economiștii în primul rând nu au ținut cont, că în toată lumea puternici sunt monopolurile, sunt corporațiile. Dar care monopoluri? Unele state aleg ca monopolurile să fie dirijate de stat. Adică statul să fie responsabil. Teoria dirigismului franceză, poftim, generalul de Gaulle, da? Care e funcțională și astăzi. Sau Germania, același lucru. Statul social. Sau statul liberal, când fiecare voi, în condiții de concurență, alergați și faceți. Dar astăzi concurența,
concurența nu poate fi loială atâta timp cât sunt monopoluri și este businessul mic și mijlociu, fiindcă tot timpul businessul mare, monopolurile, o să câștigă. De atâta, statul trebuie să iei sub control. Noi la timpul respectiv, din 2001 până mai ales în 2006, nu până la 2009, dar până la 2006 statul a fost social. După 2006, statul social în timpul președintelui Voronin s-a insistat că se introduc reforme liberale. Impozitul zero, da? Și legalizarea capitalurilor. Din acel moment, economia noastră a început să fie monopolizată și de câteva grupări. Și a ieșit o chestiune perversă, mixată, în care nici tu stat social, nici tu stat liberal, ci stat, ceea ce astăzi se spune capturat, adică pus în serviciu unor găști, oligarhii. Este adevărat. Acest lucru s-a început anterior. Eu repet, anterior, din ce cauză? Din cauza că procesul de privatizare, procesele de privatizare. Da. Invitați câțiva specialiști, eu v-aș propune chiar pe cine, ca oamenii care au știut, au vrut să facă una, dar în realitate au permis sau. Care s-a început la 93-94 și el așa de tare a fost scăpat din mâini acest proces, că el de acum nu mai aduce vinituri. Da, domnul Victor Cioban aici a analizat exact privatizarea, domnul Igor Muntean a spus, pe mine mă interesează exact ce am învățat din istorie, domnul Stepăniuc, pentru că noi ne tot închinăm la icoanele Ștefan cel Mare, spunem să fim demni ca toți înaintașii noștri. Trebuie să învățăm, e ca ce am învățat de la istorie. Dar iată, n-am învățat trebuie exact asta, sacrificiu, responsabilitate, jertfire de sine și din potrivă, bani luați din achiziții publice ca să ne facem castele. Asta e durerea mea. Și creditele internaționale de care să ne jăfuim. Eu aș privi aici 25 de ani ca pe o lecție. Deci noi am venit la școală, am intrat în bănci și am stat 25 de ani cum un stat poate fi pornit și unde ajunge el dacă nu sunt pârghiile în mâini. Ceea ce lipsește deci statului nostru, lipsește omul. Omul care vrea să țină la niște valori. Nu numai cele materiale, pentru că tot timpul noi ne cramponăm în chestii materiale. Când nu avem pensii, când nu avem salarii, când avem... Ca să avem pensii, salarii și așa mai departe, noi trebuie să creăm deci, instituțiile sau structurile care creează acești bani. Dar la baza lor stă omul, personalitatea. Noi n-am creat personalități. Noi am alungat intelectuale din joc. În politică, intelectualele nu participă. I-am umilit și i-am dat niște salarii în mizerie. Și formarea acestei societăți nu s-a produs. Noi astăzi avem un produs neterminat. În 25 de ani de zile. Dacă trecem toate etapele, cum a spus dumneavoastră, cu privatizarea, să mergem să ne uităm ce am făcut, unde am greșit. Dacă mergem înapoi să vedem cum am format întreprinderile mici și mijlocii și care nu pot să producă nimic. Avem sute de întreprinderi înregistrate care nu lucrează, pentru că ei nu pot produce. N-ar din sii bogăția. Agricultura am ruinat-o, pentru că am făcut o privatizare a agriculturii tot formală. Să dăm raport că am făcut-o. Și am dat fermierilor șansa să cumpere cai și boi, să înceapă totul de la secolul XVIII. Deci trebuie de uitat înapoi. Vrem, nu vrem, noi trebuie să ne uităm în istorie. Comparația trebuie să facem numai cu istorie. Dar să mergem înainte. Sigur, să facem concluziile cu scopul de a vedea viitorul. Așa e. Altfel nu putem. Ieri vorbeam cu domnul Sturza care îmi spunea vrea să-și extindă câteva întreprinderi, nu are cusătoresă, nu are oameni calificați care să umble la aparatele electronice. Eu în prezența dumneavoastră, îl invit pe domnul Sturza la mine la Baștenă la Costești. Satul este viu. Nicătând că e plecat într-adevăr o bună parte din populație. Și aveți astăzi 20 de costorese? Da, acolo nu 20 de costorese, el acolo îți găsesc peste 100 de costorese. Satul este mare, deci se ocupă oamenii cu agricultura, s-au deprins să-și rezolve singuri problemele, au văzut că statul acesta nu prea poate ajuta și așa mai departe. Oamenii vin buni și la Moscova, și în Grecia, și în Lituania, dar oamenii vin acasă și oamenii pleacă mai puțin decât în alte sate. Adică, raionul Ialoveni, și noi nu trebuie să vorbim în formă de dramă și de tragedie. De ce spun? Vă spun ca istoric și dumneavoastră, domnul profesor, știți foarte bine. Prin procesele este de migrare masivă, a trecut o jumătate de Europa după al doilea război mondial. Da, vezi irlandezii, Grecia, de exemplu, Spania, da. Portugalia și așa mai departe. Grecii și acum jumătate din greci trăiesc în alte state. Ei sunt 12 milioane acasă și vă 10-11 milioane pe în alte țări. Dar asta nu înseamnă că ei, într-a treia generație,
nu își înregistrează înapoi copiii, le dau averi, le cumpără averi în țara lor. Au plecat tot nu de viață bună. Eu nu aș vrea soarta asta pentru poporul nostru, dar din păcate e de acum, deci are loc. Dar vină, o repet, vină o poartă elitele intelectuale și elitele politice. Elitele intelectuale nu că s-au dat la o parte, ele au fost pur și simplu scindate și nu au găsit o soluție între mine și dumneavoastră, cel puțin noi comunicăm cu dumneavoastră, dar eu am foarte mulți colegi cu care am învățat, care i-am sprijinit și așa mai departe, și ei nu comunică numai de atât că stați că Stepaniuc e moldovenesc, stai că Stepaniuc e din foștii comuniști. Ia uitați-vă sistemul politic american. A fost Partidul Democrat. Le-am dat vot de încredere și am ales republicane. Dar peste 2 ani de zile, peste 4 ani de zile, ne dumirim că stați-o lea că democrația nu erau așa de slabi. Deci rupturile astea între elite, de oameni noi în politică, e ca cum spun moldoverii. Ei, de acela ne-am săturat, de ea trebuie oameni noi în politică. În Marea Britanie asta nu se întâmplă. În Japonia asta nu se întâmplă. În Statele Unite nu se întâmplă. Se revine la oamenii cu experiență. Când vorbim despre audiovizual, eu îl cunosc bine pe cealaltă și inclusiv pe doamna Botnaru. Pentru mine, un tânăr specialist încă prezintă un fel de nu știu cine. Enigma, da. Eu vă cunosc bine pe dumneavoastră, eu o să vă acord dumneavoastră un sprijin. Ce înseamnă să aduci alți politicieni în politică neverificați? Ce înseamnă în Moldova miniștri la 27 de ani? În Japonia asta e imposibil. În Statele Unite asta e imposibil. Întrați dumneavoastră în Parlamentul Britanic, întrați dumneavoastră în Consiliul Europei. Eu am fost acolo, dumneavoastră cunoașteți bine, mai mulți ani. Delegația noastră era una din cele mai tinere. Eu m-am dus acolo cu 3 deputați tineri, era Oleg Țulea, era Babliuc, Eduard și așa mai departe. Și ei când ne-au văzut, se uitau așa la noi. Mă uit, majoritatea absolută îs de vârsta 40-50. La noi s-a întâmplat lucrul acesta, domnul moderator. În 25 de ani, noi am avut 21 de guverne. De 7 ori am schimbat sistemul de guvernare. Am trecut de la Republică Parlamentară, Prezidențială, Semiprezidențială, Republică Parlamentară, poftim acum, și iară se gândește că am trebuit să revenim iară la un sistem oarecare. Toate rupturile acestea, ele în general duc la plecarea oamenilor de multe ori cu experiență. Nu vin tot timpul cei mai buni. Acum studiază acești 25 de ani în statele post-sovietice, inclusiv sunt lucrări a politologilor americani, francezi și așa mai departe. Și ei recunosc că în Belarus, în Uzbekistan, în Kazahstan, în Azerbaijan și așa mai departe, elitele sovietice, post-sovietice, da, au plecat, dar au plecat mai încet. Adică nu s-au acum, făcut rupturile. Acum, domnul Stepaniuc, depinde ce au conservat. Eu dați-mi voie să fac o analogie de ochiată, dar nu e o tragedie când o femeie divorțează și începe altă viață, dar are o singură viață. Pentru un nou experiment, da, poate fi foarte reușit, dar are o singură viață. Așa și cu Republica asta Moldova. Din păcate, urmarea acestor fracturi, încercări, să irosește vremea, unu, și doi, mai ales ceea ce domnul Colesnic, ideea dânsului, vreau să o susțin, ce pui în miezul acestor căutări? Cauți statul de dragul statului? Cauți numai decât să iasă frumos de ziua independenței sau totuși contează omul? Pentru că când s-a luptat împotriva regimului comunist sau a comuniștilor, s-a luptat pentru că ei erau nomenclatoriști, aveau speț paiocul, nu le pasă de ceilalți. Da? Și-au adus în loc capitaliști. Și-a venit capitaliști care sunt mai a dracului. Așa. Sau democrații care declară că lor le pasă de oameni, de fapt nu le pasă. Și asta e durerea mea. Noi în istoria asta de 25 de ani am scos această concluzie. Măcar fiecare cetățean când merge la vot spune: omule, eu te votez ca tu în sfârșit să te uiți la mine, în sfârșit să ai grijă de mine. Eu asta vreau să înțeleg, dacă se produce această modificare de mental. Eu cred că, eu vreau să completez că cred că această modificare o să se produce și o să se producă în timp cel mai apropiat. Noi vedem aici și o reorganizare așa într-un fel ideologică și o reorganizare inclusiv politică și eu cred că și intelectuale trebuie să participe la acest proces. Când ideologiile trebuie lăsate în planul 2, când ideologia de bază ar trebui să fie, cum ați spus și dumneavoastră, ar trebui să fie omul,
Și în general omul moral, fiindcă eu cunosc oameni morali, și comuniști, și liberali, și unioniști, și am tot respectul față de dânsi, fiindcă au ei un ideal și totodată știu că oamenii aceștia n-au jefuit, n-au distrus, n-au degradat această țară și așa mai departe. Și sunt gata, prin efort comun, să colaborez. Și vreau să spun că chiar mișcarea aceasta populară care noi am văzut-o în 2015, mișcarea în stradă, stradală, ea a întrunit întrânsa, deci forțe și din punct de vedere ideologic și geopolitic absolut diverse. Dar care au înțeles că primejdea principală și riscul cel mai mare este de fapt oligarhia care controlează definitiv statul și ignorează totalmente interesele vitale ale cetățeanului. Asta e marea problemă, dar pe de o parte vreau să vă spun că eu o văd ca un succes. Lucru care noi, la timpul nostru, dacă țineți minte domnul Colesnic și domnul Butnaru, prin 2002 am promovat ideea dialogului social. Și l-am promovat vă 2 ani de zile, chestiunea asta, am încercat să lucrăm și cu organizațiile intelectualilor și cu cele sociale și inclusiv cu partidele politice, care, în viziunea mea, trebuia să ne împace ideologic și să ne pună pe treabă, adică să muncim pentru stat. Domnul Stepan, dar atunci ați creat și structuri paralele care, la un moment dat, tocmai și ele, procesul ăsta l-a bălăcărit. Vreau să ajungem la aceste concluzii. Deci, de acum încolo, după 25 de ani, iarăși, pe cine credeți că s-ar putea conta, ați spus în linii mari, intelectualii, ca să se reabiliteze statul ăsta, ca balaurile ăștia, cel puțin să se umple cu conținut, cel puțin capitele balaurilor să se audă unii pe alții, să o tolereze, să nu se muște, să nu se bată, să înțeleagă că fac parte din același corp și să spună, să fie un pact social, domnilor, suntem în căutarea identității, în căutarea viitorului, haideți să ne ascultăm unii pe alții, barem așa cum vă ascultați aici unii pe alții. Eu cred că ceea ce lipsește în acești 25 de ani este ideea națională. Ce vrem noi să facem cu statul ăsta? Cu ce îl încărcăm? Încotro, cu Vovadis. Da. Dacă nu răspund la întrebarea aceasta, balaurii o să fie separați și noi nu o să putem face nimic nici cu populația, nici cu elitele. Eu îmi doresc foarte mult ca populația să se trezească, dar asta este un proces, v-am spus, complicat. Conștiința omului nu se schimbă nici în 100 de ani. Trebuie încărcătură dată acestei populații, deschis ochii, de lucrat cu ea. Asta e un lucru foarte minuțios. N-are cine îl face, pentru că statul este antrenat în alte operații. Intelectualii nu sunt capabili pentru că nu au resurse materiale să facă. Zicem, politicienii n-au interes, pentru că pentru politician contează votul. Cât mai ușor al obținut, cât mai rentabil pentru el. Și să mizăm că o să fie cineva care o să fac deci, voluntariat sau pionerat în toată treaba asta, nu o să fie. Trebuie cineva, deci un lider, un grup, să-și asume ideea asta națională și să o promoveze cu tărie, cu fermitate, ca să apropie deci, această divergență, să facă să convergă în această idee. Nu o să reușim statul ce să va ajua. Și eu cred că apare a doua deci, variantă, anul 18 se va repeta. Domnul Stepan, noastră prognoză? Eu cred că domnul Colesnic parțial are dreptate, în sensul că ideea național-statală ea trebuiește revigorată, inclusiv cu participarea intelectualilor. Eu văd factori foarte importanți care o să mențină acest stat și în continuare. Este vorba că gastarbeiterii plecați totuși țin la Moldova, în marea lor majoritate, chiar cei care s-au stabilit în altă parte, ajută, sprijină și speră că statul lor să rămână independent. A doilea factor important, desigur, este deci, business-ul nostru mic și mijlociu, care el este foarte slab, sunt țăranii, sunt elitele acestea sătești, regionale inclusiv, care țin la această statalitate. Eu cred că noi avem posibilitate în următorii ani, inclusiv și prin intermediul sistemului educațional, fiindcă sistemul educațional, desigur, e în degradare, dar totodată asta e un fel de ultimă redută, fiindcă noi, sistemul nostru, necătând că îl critică mulți, dar întrebați orice moldovean care a plecat în Italia sau în Statele Unite sau în altă parte și el o să vă spună că copiii noștri, într-o oarecare școală americană, sunt unii din cei mai buni copii.
Și de unde asta e pornit? E pornit de la părinți, de la bunei, așa au fost instruiți. Da, sistemul este o leac teoretizat, mai mult, excesiv teoretizat, dar este unul bun. Și din acest punct de vedere, eu cred în general în potențialul intelectual a moldovenilor și în potențialul lor de, până la urmă, de a face niște concluzii. Și eu în cred instinctul că... supraviețuirii, nu? Și instinctul supraviețuirii și istoria. Istoria ne învață că au venit unii, ne-au împins alții, ne-au presat al treilea și șansa de a trăi independent nu trebuiește cedată oarecare. Desigur, sunt factori geopolitici, și noi n-am vorbit despre acești factori geopolitici, care ne văd pe noi diferit. Ar vrea să ne anexeze, ar vrea să ne domine și așa mai departe. Trebuie să fim atenți ca guvernare, ca elite politice, să nu repetăm soarta unor state, inclusiv vecine, care s-au divizat și au pierdut astăzi suveranitatea asupra unor teritorii. Dar sunt de acord că trebuie să înaintăm așa o idee național-statală, care să ne unească de cetățeni de diferite etnii. Mie mi se pare că ideea moldovenească, ideea moldovenismului civic, da? Noi suntem moldoveni după cetățenie, ea trebuie să ne... În rest, nu este treaba noastră ca eu să-l numesc pe dânsul român sau moldovean sau găgăuz sau bulgar sau nu știu de cine. Totodată, repet, manualele de istorie nu pot într-o țară cu elemente importante multietnică să numească istoria românilor. Noi trebuie să revenim la această temă. Să căutăm aici un compromis între grupurile acestea, între captele balaurului, cum ați spus și dumneavoastră, da? Acei care țin la ideea Rusiei, cei care țin la ideea europeană, ideea românească și ideea Moldovei suverane, să găsim un compromis. Și aceasta e chestiune în mare parte și a elitelor intelectuale, și a elitelor politici, și în general a populației. Vă mulțumesc și recomand tuturor să-și cumpere hamster. Să vedeți ce observații interesante o să faceți atunci când o să vedeți cum se comportă un hamster atunci când îi pui, de exemplu, roata aia în care trebuie să alerge. Eu încerc să-l conving pe hamsterul meu că trebuie să facă gimnastică, să slăbească. El înțelege foarte bine că acolo nu produce nimic, nici curent electric, nimic. Și preferă să lenevească, să mănânce ceea ce-i dau eu. Și tare aș vrea noi să înțelegem să nu fim hamsterii care să fim leneși, să ne îngrășăm pe loc gol, nici să nu alergăm în van, dar să fim atenți la experimentul care uneori e în afara voinței noastre și să revendicăm dreptul de a fi participanți la istorie, nu doar subiecți, obiecți a istoriei. Să facem istoria, să o întoarcem în favoarea, în profitul unei națiuni, unei țări și nu să așteptăm rezultatele unui experiment care deocamdată pare a fi eșuat, din păcate, dar cu șanse și cu doza asta minimă de optimism trăim ziua independenței. Pe curând. Punct. Și de la capăt.